Semaforul alimentar ne va dirija și când vom cumpăra de la piață. Un deputat vrea buline colorate pentru fructele iradiate, așa că propunerea de etichetare suplimentară a alimentelor va fi extinsă și la fructele și legumele tratate chimic. Flaviana Marcu ne explică. Flaviana, bună seara, să înțelegem că fiecare portocală, să zicem, sau castravete pe care îl cumpărăm din piață va avea o etichetă? Bună seara, deputatul cu ideea spune că nu intenționează să eticheteze fiecare fruct sau legumă din import. Avertismentul ar urma să fie adăugat fie pe lădițele sau cutiile care conțin deja indicații despre proveniența fructelor sau undeva la vedere, de exemplu pe etichetele de preț, astfel încât fiecare cumpărător să știe dacă legumele din piață au fost supuse unor tratamente ce presupun iradiații. Atenție însă, vorbim despre un nivel de iradiere peste cel admis. Dacă legea va trece, atunci fiecare comerciant de aici, din piață, va fi nevoit să aibă etichetele despre care vă spuneam, în caz contrar, riscând să primească o amendă. Până să găsim însă în magazine sau în piețe alimente cu buline verzi, portocalii sau roșii, mai este nevoie de votul deputaților. Eu știu că țările care au cel mai mare grad de iradiere a legumelor și fructelor pentru a rezista în timpul transporturilor și chiar pentru coacere accelerată sunt Turcia, Israelul și Olanda. Propunerea nu i-a lăsat indiferenți pe deputații din Comisia de Industrie a Camerei Deputaților. Știm ce mâncăm, nu. Exact asta vreau să fac prin această inițiativă. Măcar să știm ce mâncăm. Nu la fel de bine a fost primită ideea de reprezentanții protecției consumatorului. Nu ne putem permite la momentul acesta ca alimentele să poartă buline și să le ierarhizăm în bune, mai puțin bune sau rele. Nu înțeleg sensul. Din nou, deci, basic, eu vin la piață, da, cu ceva și spun, ai grijă, șeful, nu cumpăra de aici, că te otrăvesc. Ori e bun de consum, ori nu e bun. Într-o încurcătură la fel de mare sunt și comercianții, dar și cumpărătorii. Nu sunt astea de aici, am auzit din Spania, nu știu ce, dar astea nu, astea sunt roșii de jur, uite, am făcut salată. M-aș mira să se facă așa ceva. E o idee bună, dar chiar credeți că o să însemneze fiecare castravetă? Hai să fim serioși. Majoritatea deputaților Comisiei de Industrie au susținut proiectul de lege privind etichetarea cu buline alimentelor. Inițiativa a fost deja adoptată de Senat, însă Camera Deputaților este for decizional.